În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat vă spun vouă că sunt printre voi din aceia care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea pe Fiul omului venind într-o slava sa. Iubiți credincioși, fiecare cuvânt pe care Mântuitorul l-a spus este plin de adevăr. Atunci să vedem, să scormonim care sunt aceia dintre noi care n-au gustat moartea până când nu au văzut pe Fiul omului. Este o încurajare extraordinară, înseamnă că și noi putem. Înseamnă că Fiul omului nu va fi văzut numai la sfârșitul lumii, cum îndeopște este cunoscut, ci dacă Mântuitorul ne-a spus că nu vor gusta unii moartea până când nu o să-L vadă, înseamnă că așa și este. Probabil că încărcat cu atâta credință în ceea ce a zis Mântuitorul, deși era bine mersi asiatic, prin anii 70 s-a apucat un tataie să spună că el este nemuritor. Acum să nu credeți că era pacient de la Spitalul Nou sau de la Palatul Mare ieșit pe stradă. Nu! Omul avea acte regulă, dovezi, vârsta pe care o avea spunea că deja trecuse de mult de sută și a început să propovăduiască cum se poate să fii nemuritor. La început s-a învârtit puțin pe lângă niște diete, a dat niște sfaturi. Anii 70 nu l-au răspândit prea tare. Au venit anii 90 cu schimbările din Europa, mai ales în Est, și a început omul să facă o caravană, de fapt, cu ucenicii lui. L-au propovăduit peste tot și l-au adus invitat la diverse conferințe și a început să vorbească despre sănătate, despre alimentație, dar nu încheia niciodată fără să spună că el este nemuritor. A venit anii 2000 și internetul a început să ducă vestea mai abitir decât o știre, cum era o vreme de o popă tuns, și toată lumea a aflat că este unul nemuritor. Ma acum nemuritori suntem toți, până la proba contrarie. Și eu v-am spus că mi-am propus să fiu nemuritor, până acum sunt în grafic. Cu toții suntem în grafic dacă trăim, nu? Problema este că a început să fie atât de mult înconjurat de ucenici, încât, culmea, ucenici de-ai lui, care învățaseră tot de când erau ucenici la el, au început să moară de bătrânețe, bineînțeles. Și el a rămas cam singular așa. Până în vara lui 2007, când s-a culcat liniștit omul, și dimineața nu s-a mai trezit. Dintre ucenici s-au împărțit în două tabere. Unii care spuneau, trebuie să ne lămurim până la urmă, că n-a fost nemuritor. Tabăra cealaltă zice, bine, dar ca să ne lămurim trebuie să-i spunem și lui. Și nu mai putem să-i spunem. Asta înseamnă că trebuie să ne mai gândim. S-au gândit ce s-au gândit, până la urmă au ajuns la concluzia că, într-adevăr, omul a fost nemuritor. Dacă el a plecat dincolo cu această convingere, cu siguranță că el nici nu știe că a murit. El știe că e nemuritor și acum. Iubiți credincioși, v-am spus toate lucrurile acestea ca să știți în ce lume trăim. În lumea pe care noi o facem. În lumea pe care nimeni nu poate să ne modifice decât dacă îi dăm noi voie. Și să vă spun despre ce este vorba. Cum să trăim în această lume frumos. O să spuneți că a nebunit lumea și așa mai departe? Nu. Încă de pe timpul lui Moise, un ucenic de al său, se spune într-o pioasă tradiție, că a fost contemporan cu o foarte mare încercare pe care Dumnezeu a trimis-o oamenilor, de vreme ce Dumnezeu promisese în mod solemn de la Noe încoace după potop că nu va mai distruge lumea nici cu apă, nici cu foc, nici cu altceva. Totuși s-a gândit să schimbe ceva și le-a transmis prin proroci că apele toate vor seca și nu va mai ploua până când nu se va consuma toată apa, după care o să înceapă iar să plouă, râurile să se umple, dar apa ce va trece prin ele va avea darul de a nebuni pe cel care va bea din apă. Urechi de auzit aveau toți, dar să facă ceva n-au făcut nimic, până când au văzut că au început să sece râurile. Unul dintre ei, care avea urechile ciulite către Dumnezeu,
și a făcut provizii foarte mari de apă și bineînțeles că a fost singurul care a supraviețuit cu apa pe care o păstrase, dar a supraviețuit în sensul că a folosit apa pe care o păstrase. Au mai supraviețuit foarte mulți de sete, răbdând, ajutându-i trupul, pentru că nici lipsa apei n-a durat atât de mult încât să căsăpească lumea, pentru că Dumnezeu și-a propus să nu mai sfârșească lumea așa. Apoi a venit ploaia. A venit ploaia, a început lumea să-și adune din nou apă, dar apa pe care o beau avea acest dar de a-i înnebuni. În ce sens să-i înnebunească? În sensul că nu se mai înțelegeau între ei, schimbaseră valorile, unii ți-l au la ceva, alții la altceva, parcă vă sună ceva cunoscut, vorbim despre societatea noastră. Păi noi trăim după Moise încoace, societatea noastră. Fiecare ținea la părerea lui și din munți coboară omul care nu se atinsese de apa acea nouă, omul normal. Și când a văzut că nu se mai înțelege cu nimeni, a intrat în panică. Și ce credeți? S-a întors în munții lui, a mai trăit acolo ce a trăit până când aproape să-și termine și el apa pe care o drămuise și când a văzut că e pe sfârșit, a zis, ce o să fac acum? O să cobor între ei. A coborât între oameni, bineînțeles că toți l-au considerat și l-au etichetat ca fiind nebunul, dar încet, încet a început să bea și el apă din aceea din care bea toată lumea, în urma căreia înnebuneau toți și într-una din zile lumea a început să-l considere ca pe un fost nebun care, ca prin minune, s-a vindecat. Iubiți credincioși, asta este lumea în care trăim. Dar să nu credeți că am vorbit despre lumea aceasta. Am vorbit despre vaccinuri. Pentru cei ce au urechi de auzit, să audă. Imaginați-vă că vă trimiteți într-o societate, copilași aceștia care ne provoacă astăzi și foarte bine fac, într-o societate în care s-a băut altfel de apă decât am băut noi acasă, decât ne-a ales bunicuța noastră dragă tot ceea ce este sănătos și a dat la o parte ce nu este sănătos, ajungem într-o societate și acolo ce facem? Avem o singură șansă, alternativă la a pleca acasă și a rămâne altă nebunie, să mă învețe tata și bunicul școală, că școala nu mai e bună. Alternativa este să mergem în continuare. Fraților, nu de nebunia lumii trebuie să ne ferim, nu de apa pe care o bea toată lumea trebuie să ne ferim, ci să ne păstrăm noi modul de viață frumos, pentru că nimeni nu poate să intre peste noi decât dacă îi deschidem ușa. Și ca să înțelegeți și mai bine în ce lume trăim, am să vă mai spun un lucru ca să fiu mai exact. Se spune că într-o vreme în care minciuna mergea cu adevărul ca și astăzi de altminteri, dar erau mai prietene unul cu altul, crezând adevărul că o să facă și pe minciună să renunțe la obiceiul de a spune altceva, mergeau împreună și adevărul era foarte supărat și a zis, am de recuperat niște bani. Vă recunoașteți câțiva, nu? Și eu câteva bănci care au să vă dea bani și nu o să vi-i dea niciodată. Și au plecat în lume, adevărul să găsească posibilități să-și recupereze datoria de la cei de la datornici. Cum ne-am duce noi acum la ghișeu și am zis, domnule, dar nu te supăra, dar ai scris aici cu Arial de 2 și eu nu văd decât de la Arial de 6 încolo, cu microscopul cu baleaj, ce e schisma ta și nu mi-am dat seama. Nu pot să mai calculeze aici ceva, nu se mai poate. Și adevărul zice, soră minciună, uite, noi suntem doi prieteni buni, dar lasă-mă pe mine să vorbesc în prima cetate și vedem cum iese. Dacă nu iese bine, în a doua cetate vorbești tu. Și bineînțeles că adevărul, ca și în ziua de astăzi, a fost muștruluit, a fost înfometat, a fost bătut, a fost rănit, dar dinpreună și tovarășa minciună. Au ieșit jumuliți, cu alte cuvinte, și flămânzi din acea cetate și minciuna s-a trezit și a zis, e, acum urmează cetatea ailaltă la care intru eu și tu taci. Când se intre în cetate, au văzut lume foarte, foarte tristă. Iar recunoașteți, nu? Cam cum s-ar fi dus ei către altă bancă.
Vedeți acolo lume veselă, nu? Cred că veselă, cred că nici directorul nu mai e vesel acum, că nu știe cât mai stă pe poziție. Toată lumea tristă, norii negri. Și a aflat minciuna așa repede că, de fapt, celui mai bogat din cetate îi murise copilul. Și atunci minciuna s-a întors către adevăr și a făcut asta. Și a trecut pe lângă cei care erau foarte, foarte înspăimântați și supărați. Și din vorbă în vorbă au spus, știi de ce am venit noi aici? De ce? Noi am venit ca să înviem un copil. Bineînțeles că s-a suscitat interesul imediat. Nu știu dacă era și presa pe acolo, dar cu siguranță că s-a aranjat o conferință imediat. Și l-au chemat imediat pe amândoi, veniți încoace la casa boierului. Bă, ce faceți? Păi am venit să... Știți, dar nu ne e așa de foame încât nici nu ne putem concentra. Noi am venit să înviem un copil. Și păi copilul, a, și eu am nimerit bine atunci. Dar ne e foame, ia așezat la masă. Masă cam poveștea, cu trei zile, că erau flămânzi de flămânzi. Nu plecase la altă el de acasă. Au mâncat, s-au ospătat între timp la casa, la curtea regelui, veste și mai tristă, a murit tatăl regelui. A murit tatăl regelui, toată lumea cu era tristă de tristă. Și s-au dus toți către cei doi care veniseră să învieze, dacă o înviază un copil, nu poate să învieze și un bătrân. Și a zis, ne vom strădui, dar începem cu copilul. Începem cu copilul, s-au rugat. Minciuna, bineînțeles, că a prins foarte repede un tipic acolo de slujbă, cum să facă, cum să dreagă. Văzând ceilalți că nu prea se ridică copilul de jos, din sicriu, a început să tragă de mână, că zice, liniște, că avem o problemă. A, da? Care e problema? Ce, copilul e gata, e pregătit, vine încoace, dar nu lasă tatăl regelui, îl ține de mână și la lumile astea nu ne băgăm. S-au dus la rege, bineînțeles. Regele, acum vă imaginați că nu murise taicăsul de moarte bună, că regele ăsta avea și o soacră, nu avea numai un copil, avea și o noră. Și aranjaseră treaba și l-o trăviseră. Bineînțeles că dușmanii numărul unu erau cei doi care căuta să învieze. Problema este următoarea, imediat au fost dați afară din cetate cei doi, adevărul n-a mai primit niciodată de la dator nici nimic și morala este următoarea. Cine câștigă cu minciuna, plătește cu adevărul. În această lume trăim, dar nu trebuie să ne sperie nici lucrul acesta. Pentru că lumea în care trăim este o lume a crucii. Ați văzut la iconostas și ați văzut în calendare când ați venit pe biserică, bănuiesc că de asta ați venit în număr așa de mare, ați văzut că este, ne apropiem de jumătatea postului și ca în orice jumătate de pădure este cât un luminiș. În luminișul ăsta este Sfânta Cruce. Sfânta Cruce este sensul vieții noastre. Este singura sabie care poate să taie între minciună și adevăr. Dar să știți că există un capitol pe care trebuie să vi-l spun în morala creștină, care se numește Mendacium Pium. Mendacium Pium acesta nu este jumătate adevăr și jumătate minciună. E minciună de-a întregul. Dar trebuie să știți că este o minciună cu circumstanțe atenuante. Adică, un ins care se află pe mare de câteva luni și de-abia a prins el un contract, cum poate să primească o veste că i-a murit cineva drag, de parcă dacă ar veni el după mare, l-ar învia? Și se trece la executarea Mendacium Pium, care zice, lasă-l că să se întoarcă și o să-i spunem atunci. Cineva care mai are câteva zile de trăit, cum să-i spui? Să-l omori chiar azi? Poate el, mâine, poimine, găsește un leac. De ce să-i spui așa, hodorong tronc? Cum am înțeles că în lumea modernă se recomandă medicilor să fie foarte cinstiți și onești cu pacienții, să le spună că o să moară. Știu pe cineva care, atunci când a fost consultat de către un cardiolog și l-a văzut cardiologul foarte, foarte trist, a zis, dar ce e cu mata? Ce, păi, mai am decât 3 săptămâni. Deci, păi cum adică 3 săptămâni?
Cine ți-a zis? Păi un doctor așa ca mata. Zice, ca mata, adică ca mine, că are și el halat, crezi că e doctor să fie ca mine. Nu, eu nu pot să zic așa ceva. Dar ce, ți-a zis un diagnostic? Da, și că pe la inimă, nu știu, păi da, eu sunt cardiolog. Ce veste treabă cu inima asta, mai de trăit mult. Problema este că omul deja murise când a aflat vestea. N-a putut nimeni să-i scoată din cap faptul că va muri și a murit. Aceasta este lumea în care trăim. O lume în care dacă ne luăm după alții și nu știm după cine ne luăm, cu siguranță că nu ajungem unde trebuie. Trebuie să știm că adevărul nu este o entitate prin sine. Adevărul este unul conjunctural. Pentru că adevărul meu, de exemplu, să vă spun așa, este că am fost foarte, foarte raleviați în biserică. Adică eu acolo cu părintele și cu încă vreo 2, 3, 4 ucenici, pot să zic, la sfârșitul slujbei, domnule, am fost puțini. Dar dumneavoastră puteți să spuneți același lucru? Puteți să spuneți adevărul dumneavoastră, că ați fost foarte înghesuiți. Și iată că adevărul am spus și noi, adevărul și spune și dumneavoastră. Și biserica este una. În afară de faptul că această catapeteasmă ne lasă în intimitatea rugăciunilor noastre. Și țin foarte mult la această intimitate a rugăciunilor noastre și am aflat de curând că actul rugăciunii este un act intim. Și știți cum am aflat? Întotdeauna când spunem rugăciunea la masă, nepoata care stă întotdeauna în dreapta mea are o atitudine de a se rușina. O atitudine feminină de a descoperi în ea ceva foarte intim. Și acum vreo două zile, așa de mult s-a rușinat încât s-a dat într-o parte și într-alta, încât era gata să cadă după scaun. Și atunci mi-am dat seama cât de intim este actul rugăciunii. De aceea, între altar și restul bisericii este catapeteasma, să ne păstreze o anumită intimitate a rugăciunii. Dar asta nu înseamnă că trăim în lumi diferite. Noi, că plecăm din altar sau dumneavoastră din biserică, pe stradă cu aceiași oameni, șlefuiți, adică neciopliți, ne întâlnim. Stăm cam pe la aceleași cozi, pe la ghișee, ne plătim aceleași datorii. Să nu credeți că acum, dacă suntem mai înduhovniciți, vezi, Doamne, o să scăpăm de facturi. Nu, factura este pentru toată lumea. Aceasta este lumea în care trăim, dar nu este o lume de care trebuie să ne văietăm, ci este o lume pe care trebuie să o luăm așa cum este ea. Iubiți credincioși, aș vrea ca astăzi, în Duminica Sfintei Cruci, să aflăm cu ajutorul ei sensul vieții noastre. Sensul vieții noastre este acela de a trăi frumos, de a lua din lume tot ceea ce este bine, tot ceea ce este frumos și de a trăi lângă ceilalți, dar nu neapărat cum o fac ceilalți, dacă nu ne place. O să spuneți, da, dar este greu că poate nu ne lasă, nu e adevărat. Vă spun pentru a cincea oară astăzi, nimeni nu poate să facă rău decât dacă îl lăsați să vă facă rău. Și iar o să mă contraziceți și o să spuneți, bine, dar are putere, cum adică să nu-l las eu? Chiar dacă te-ar strânge de gât cineva, tu dacă ai în cap că ești nemuritor, cel mult o să mori într-o noapte de moarte bună. Cu siguranță că nemurirea este în noi și această cheie a nemuririi este de fapt sensul vieții noastre. Nu ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ să ne târăm, ne-a lăsat Dumnezeu să ne simțim bine, să fim veseli, să fim plini de viață, pentru că Sfânta Cruce, dincolo de jertfă, înseamnă înviere. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem.